Sportivii moldoveni Iana Zarudnițca, Alexandru Elizavețchi, Tudor Danilă, Cristian Olaru și Ion Cudreavțev au devenit campioni europeni la taekwondo, versiunea GTF, la diferite probe și la diferite categorii de greutate. Campionatul s-a desfășurat în Polonia și a întrunit circa 1000 de participanți din 19 state. La competiția europeană de taekwondo, versiunea GTF din orașul polonez Velicica, s-au prezentat cei mai puternici sportivi din Argentina, Brazilia, precum și din 17 state din Europa Centrală și din CSI. Cea mai numeroasă delegație, 162 de participanți, a avut Rusia. Dar cu cât mai mare a fost concurența, cu atât mai de preț sunt titlurile de campioni europeni, spun sportivii noștri. Mă mândresc că am luat locul întâi. În timpul participării mi-a susținut tare mult antrenorul meu, domnul Sergiu Balan, și cred că mi-a ajutat asta tare mult. Am 9 ani. Da. Am cucerit medalia de aur. De prima dată la campionatul european în Polonia. Federația are planuri serioase și chiar la acest campionat, unde am participat, ni s-a propus să găzduim Cupa Europeană. Asta va fi în luna aprilie și sperăm cu susținerea partea autorităților și a altor persoane care vor să se unească la acest campionat. Vrem să realizăm. Alți premianți ai campionatului au mai devenit Alexei Cudreavțev, Alexei Kisakov, Anatol Rațe, Vadim Oțel, Alexandru Chițanu, care au venit acasă cu 7 medalii de argint și bronz.